Mă bucur că mi-a sosit păstorul acasă. Îmi place cum conduce adunarea la închinare de la primele cântări și ne îndreaptă către Dumnezeu și ne cheamă să ne închinăm. Și îmi place cum face anunțurile, mai ales când ne spune îi rudenia locutare și a locutare și dintr-o dată ne simțim o familie și suntem și în California la cel care a operat acolo și la familia Martin, a cărui rudenie e în Craiova. Frate păstor, continuați în felul acesta ca să ne simțim tot timpul o familie și o familie unită care să trăim împreună și să simțim împreună. Și pentru că suntem o familie, regret că sâmbătă n-am să pot să fiu aici. E zi mare, e adunarea generală a bisericii, să nu lipsiți de la ea. Adunarea bisericii e un eveniment, eveniment de seamă. Eu trebuie să iau avionul dimineața aceea să zbor la Charlotte, North Carolina, pentru că duminica trebuie să predic acolo și apoi lunea și marțea predau acolo un curs la o școală de misionari care mi-au cerut să le predau un curs despre împărăția lui Dumnezeu. Cealălalt weekend, sâmbătă, voi fi acasă la tineret, că am început aseară un curs cu ei, dar iarăși lunea și marțea trebuie să predau curs în Connecticut, același curs la misionari, numai la altă clasă, și pentru asta trebuie să zbor duminica. Asta nu-mi place. Lucru care nu-mi place deloc e să călătoresc duminica, dar cursul e lunea și marțea, așa că trebuie să fiu acolo. Vă rog să mă însoțiți încă ceva. Pentru că-s drumuri lungi, ei nu plătesc decât mie drumul. Așa că trebuie să mă duc singur. Mie îmi place să călătoresc cu jumătatea mea cea mai bună. Și acum trebuie să merg singur, rugați-vă pentru mine că nu-mi place lucrul acesta. Deci, acestea fiind zise, rog rugăciunile bisericii să mă însoțească și în drumurile acestea și în lucrările acestea. Și acum să deschidem Evanghelia la 1 Corinteni 15. Veți vedea că 1 Corinteni 15 e Evanghelia așa cum a predicat-o apostolul Pavel. Știți că ne-a spus fratele Alan Blackwood că unii predică, ne-a citat din Galateni 1:6, unii aduc altă evanghelie. Dar care e evanghelia predicată de Pavel? Și zice, dacă cineva va aduce altă evanghelie decât cea care v-am predicat-o. Și aici ne spune care e evanghelia pe care a predicat-o el. Așa că ne ridicăm să citim cuvântul lui Dumnezeu, vom citi numai începutul și după aceea sfârșitul Evangheliei după Apostolul Pavel. 1 Corinteni 15, de la versetul 1 până la 11 și după aceea vom continua de la versetul 45 până la capăt. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Dacă nu, degeaba ați crezut. V-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, că a fost îngropat și a înviat a treia zi, tot după Scripturi, că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12, după aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit.
În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toți, ca unei stârpituri, ca unui avorton, mi s-a arătat și mie. Deci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Nu sunt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit biserica lui Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt și harul lui față de mine n-a fost zadarnic. Banca am lucrat mai mult decât toți, totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Astfel, dar ori eu, ori ei, noi așa predicăm și voi așa ați crezut. Versetul 45. De aceea este scris, omul dintâi, Adam, a fost un suflet viu, a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc, ce este duhovnicesc vine pe urmă. Omul dintâi este din pământ, pământesc, omul al doilea este din cer. Cum este cel pământesc, așa sunt cei pământești. Cum este cel ceresc, așa sunt și cei cerești. Și după cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Ce vă spun eu, fraților, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Căci trupul acesta, trup trebuie, care e supus putrezirii, trebuie să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Unde ți este biruința? Moarte! Unde ți este boldul? Moarte! Boldul morții este păcatul și puterea păcatului este legea. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin. Amin. Să plecăm capul. Așteptăm, Doamne, să ne vorbești și prin Duhul Tău cel Sfânt să ne deschizi mintea ca să înțelegem Scripturile. Să primim, să credem și să trăim ceea ce ne dai Tu prin Evanghelie. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin. Ocupăm loc. Ce este Evanghelia? Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa cum v-am propovăduit-o. Altfel degeaba ați crezut. Evanghelia e ceva care trebuie ținut. Nu-i suficient să o crezi. Vă fac încă o dată cunoscut. Mă așez și vă scriu ca să știți care e Evanghelia, cum v-am propovăduit-o eu. Și vreau să vă atenționez că dacă nu o țineți, adică dacă nu o trăiți, degeaba ați crezut-o. Evanghelia, deci fiți atenți, e ceva care nu e numai de crezut, ci e ceva care trebuie trăit. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l vedem. De acum, unii
Cred că Evanghelia de care vorbește Pavel e numai până la versetul 11. Stare atenți aici. Până la versetul 11, Pavel ne spune numai două lucruri. Unu, că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre, și al doilea, că Domnul Iisus a înviat din morți. Și după ce a înviat, s-a arătat la mai mulți, s-a arătat și mie. Două lucruri, deci. Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat și mulți l-am văzut. Acestea sunt lucruri de crezut, nu de ținut. Prin urmare, trebuie să mai vie ceva care trebuie ținut, altfel degeaba am crezut. Observați logica? Așadar, nu ne oprim la versetul 11. De fapt, o să vă arăt multe argumente ca să vedeți că trebuie foarte important să fim convinși că tot capitolul 15 e Evanghelia așa cum a înțeles-o Pavel. Problema numărul 1 pentru care el începe să le spună Evanghelia asta din nou e că a auzit că la Efes au apărut unii care nu cred în învierea morților. Nu cred că va fi o înviere a morților. Și atunci apostolul Pavel zice așa: cum zic unul dintre voi că nu este o înviere a morților? Pentru că dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și dacă n-a înviat Hristos, nici noi nu vom învia. Și dacă nu este o altă viață, ci numai asta, suntem cei mai de compătimit dintre toți oamenii. Pentru că noi trăim o viață aspră, o viață strictă, în loc să mâncăm și să bem că mâine vom muri, cum zice el în continuare. Suntem de compătimit că viața asta nu o trăim așa cum ar trebui să ne o petrecem, că doar asta e toată. Dar noi credem într-o altă viață și aia nu va mai fi dacă n-a înviat Hristos. Dar Hristos a înviat. Și ce dacă a înviat? Noi acum ascultați Evanghelia în continuare. Când Domnul Iisus a înviat din morți, s-a întâmplat lucru pe care l-am explicat azi dimineața în alte cuvinte. Domnul Iisus a venit să repare ce a stricat Adam. Prin Adam a intrat moartea, a intrat păcatul și a intrat moartea în omenire. Domnul Iisus a distrus păcatul în moartea lui și a adus învierea cu sine. Domnul Iisus a adus un fenomen nou, învierea din morți. Uitați-vă acum ce s-a întâmplat cu el. A fost înviat, a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu și tatăl i-a spus: șez aici, ia cârma istoriei, așa cum v-am arătat dimineață, și nu te lași până nu-i pui pe toți dușmanii tăi sub picioarele tale. Prin cine? Prin ucenicii tăi. Prin restul seminței femeii. Așadar, Domnul Iisus e la cârmă. Și El ne duce pe noi, ne trimite în luptă. Dacă n-ar fi așa, spune Pavel,
De ce suntem noi în primejdie în orice clipă? Versetul 30. În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte. În Efes m-am luptat cu fiarele. De ce o fac eu? Dacă n-ar exista o înviere, dacă n-ar fi Domnul Iisus pe tron și dacă El nu m-ar arunca El în luptă, aveți grijă, veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, pentru că sunt între voi unii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, spre rușinea voastră o spun. Cei care continuă în păcat nu-L cunosc pe Dumnezeu. Băgați de seamă, Pavel continuă să ne spună Evanghelia. Evanghelia așa cum a înțeles-o el. A, vezi, zice, dar cum înviază morții? Uită-te la sămânță. Arunci un bob de sămânță și înviază altceva. Sămânța aceea moare și se naște o floare sau un copac. Așa va fi și cu noi. Am aruncat trupul acesta acolo, dar noi ne-am dus la alt trup, acasă la Domnul, pentru că sunt trupuri pământești și sunt trupuri cerești. Și așa cum am trăit o vreme în trupul pe care l-am primit de la Adam, așa într-o zi ne vom muta într-un trup ca al Domnului Iisus, în trupul Lui înviat. Dar mai stați puțin, că acum vine elementul cheie al Evangheliei. Așa cum am purtat chipul primului om, așa trebuie să purtăm chipul omului al doilea. Sunt două omeniri. E omenirea începută de Adam și continuă cu toți ăștia care nu s-au unit cu Hristos. Și e omenirea pe care a început-o Fiul lui Dumnezeu. Și cei care ne-am unit cu Hristos trebuie să devenim asemenea Lui. În textul de aici nu reiese când. Și impresia creată că asta va fi când trecem dincolo. Dar vă arăt imediat că schimbarea asta trebuie să facă aici. Și asta e esența Evangheliei. Apostolul Pavel merge puțin mai departe și face aplicația finală. Aici, pe pământ, noi suntem într-o luptă cu păcatul. Legea lui Moise n-a făcut decât să definească păcatul. Și cu asta ne-a lăsat singuri și ne aduce judecata și condamnarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a făcut una cu noi, tocmai ca să putem birui păcatul, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Așadar, fraților, aceasta este Evanghelia pe care ați crezut-o și în care trebuie să rămâneți. Și încheie, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Aceasta e Evanghelia predicată de Pavel. Acum, n-a trecut multă vreme și apostolul Pavel s-a așezat din nou la scris. S-a așezat la scris pentru că a primit mesaje de la Corint
Și și-a dat seama că trebuie clarificate încă o serie de lucruri. Și foarte interesant, unul care trebuie clarificat e tocmai natura Evangheliei. În primul rând, în capitolul 3, 2 Corinteni, Pavel discută din nou despre propria lui slujbă de predicator al Evangheliei. Și el vorbește de profeții Vechiului Testament. Ei erau cu slujba Vechiului Legământ. Eu sunt în slujba legământului celui nou, legământul Duhului Sfânt. Legământul acelălalt ți-a spus numai ce trebuie să faci și e scris pe piatră și e rece și ți-aduce moartea. Legământul cel nou e legământul Duhului Sfânt, care e puterea lui Dumnezeu venită în noi. Haideți să vă explic mai clar. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră, vedeți, iarăși aduce discuția, Evanghelia noastră, Evanghelia pe care o predic eu. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei care sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Ne oprim la cuvintele astea. Hristos e chipul lui Dumnezeu. Hristos e cel nevăzut, s-a făcut văzut. Când te uiți la Hristos, îl vezi pe Dumnezeu. Cine a spus asta? Cine m-a văzut pe mine? L-a văzut pe Tatăl. Evanghelia slavei lui Hristos. Evanghelia mea, spune Pavel, e Evanghelia slavei lui Hristos, Evanghelia frumuseții lui Hristos, Evanghelia măreției lui Hristos, Evanghelia celui mai frumos lucru care există, chipul lui Dumnezeu devenit om. Asta e esența Evangheliei mele. Și versetul 6, facem să strălucească lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Asta e Evanghelia. Prin Evanghelia mea vi-l descriu pe Iisus Hristos în așa fel încât să vedeți slava lui Dumnezeu. În Hristos, pe fața Lui, în comportamentul Lui, să vezi cât de frumos e Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Acum, fiți atenți, chiar înainte de a scrie toate astea, cu un verset înainte, ultimul verset din capitolul 3, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă chipul Domnului, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Le punem la oaltă. Domnul Iisus e întruparea slavei lui Dumnezeu. Domnul Iisus e chipul vizibil al lui Dumnezeu. Care e esența Evangheliei mele? Esența Evangheliei mele e să fac să strălucească frumusețea lui Dumnezeu pe fața lui Iisus. Pentru ca noi să ne uităm cu fața descoperită la chipul Domnului Iisus
și să fim schimbați în același chip cu a Lui, din treaptă de slavă în treaptă de slavă, prin lucrarea care o face în noi Duhul Sfânt. Aceasta e esența Evangheliei. Scopul Evangheliei e să mă facă să văd frumusețea lui Dumnezeu în Domnul Iisus, să îl ador pe Domnul Iisus până mă schimb în același chip cu a Lui. Asta e Evanghelia. Și cu asta mergem înapoi la capitolul 15, din prima epistolă. Așa cum am purtat chipul lui Adam, noi trebuie să purtăm chipul lui Hristos. Dar asta, acum, noi acum, prin Evanghelia mea, prin care vă descriu frumusețea Domnului Iisus, prin Evanghelia asta, voi vă îndrăgostiți de frumusețea asta. Wow! O vreau! Îmi place ce văd și vreau să se imprime în mine. Frumusețea Evangheliei trebuie să mă facă să zic, asta îmi place, asta doresc, asta vreau să fie în mine. Aceasta e esența Evangheliei după Apostolul Pavel. Am interpretat cumva greșit cuvântul? Simțiți cumva că am forțat textul? Vreau foarte mult să simțiți că ce fac aici e numai să vă arăt ce spune în esență cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea au o extraordinară importanță. Acum facem un pas mai departe. Mergem la Evanghelia propovăduită de Domnul Iisus. Am arătat că esența Evangheliei lui Pavel este să descrie frumusețea Domnului Iisus, în care să vedem frumusețea lui Dumnezeu și noi să ne îndrăgostim de asta și să zicem, așa vreau să fiu și eu. Acum mergem să vedem cum a predicat Domnul Iisus Evanghelia. Marcu ne spune că Domnul Iisus a început să predice Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și mergea din sat în sat și predica Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Matei, în capitolul 5, 6 și 7, ne redă o predică a Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Și el ne spune, predica împărăția și iată ce zicea. Așadar, Matei 5, 6 și 7 sunt Evanghelia așa cum e predicată de Domnul Iisus, Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Dacă ne ducem la Luca 6, și Luca ne spune că Domnul Iisus predica Evanghelia din sat în sat și a ajuns pe un podiș, un loc acolo întins, și iată cum a predicat Evanghelia împărăției. Acum fiți atenți, esența predicii de pe munte și esența predicii din câmpie, esența predicii Domnului Iisus este descrierea lui Dumnezeu. Uitați-vă la Dumnezeu, că El e bun și cu cei răi. Uitați-vă că El dă ploaie și dă soare și peste cei care îi blestemă numele. Uitați-vă cum iartă El. Uitați-vă ce capacitate are El să ia asupra Lui vina noastră, greșelile noastre, astea în altă parte. Dar aici se limitează la a ne spune cât e de frumos Dumnezeu. Cât de mult iubește Dumnezeu, cât de bun e Dumnezeu, cât de milos e Dumnezeu, cât de iertător e Dumnezeu. Și apoi zice, vreți să fiți fiii Lui?
Dacă vreți să fiți fiii lui, trebuie să ziceți, vreau să fiu ca el. L-am văzut pe Dumnezeu în descrierea fiului. L-am văzut pe Dumnezeu atât de plin de bunătate, atât de iubitor, atât de milos, atât de iertător. Îmi place. Nu există ceva mai frumos în lumea asta. Îl doresc în mine. Și Domnul Iisus spune, atunci ești fiul lui Dumnezeu. Doriți să fiți așa ca să fiți fiii tatălui vostru. Când sunt eu fiul lui Dumnezeu? Când am văzut frumusețea lui Dumnezeu, iubirea lui, dragostea lui, mila lui, iertarea lui și zic, așa vreau să fiu și eu, asta o doresc, de totdeauna asta mi-am dorit-o, asta am visat, totul în mine a strigat după asta. Și când îl dorești pe Dumnezeu așa și când dorești să fii așa, te trezești că ești născut din Dumnezeu. Dumnezeu nu te naște din sine dacă nu-L dorești să fii ca El. Ca să fii al lui Dumnezeu, trebuie să-L vizualizezi pe Dumnezeu și să zici, asta îmi place. Știți când l-a întrebat pe Domnul Iisus cineva, care e cea mai mare poruncă pe care a dat-o vreodată Dumnezeu? Știți care e cea mai mare poruncă? De fapt, nu e atât poruncă, cât e expresia intimă a inimii lui Dumnezeu. Aș vrea să mă iubești cu toată ființa ta, cu toată gândirea ta, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot ce e în tine să mă iubești pe mine. Asta e cea mai mare poruncă pe care a dat-o Dumnezeu. Adică, ce urmărește Dumnezeu la urmă urmelor? Care e esența esențelor? Care e Evanghelia? Evanghelia e că Dumnezeu e cea mai frumoasă ființă din univers. Evanghelia e că nimeni în universul acesta nu este mai bun, nu este mai minunat, nu este mai iubitor decât Dumnezeu. Evanghelia este că Dumnezeu e o ființă iubibilă. Vă mai folosi cuvântul ăsta. Lovable în engleză. Care când îl vezi, simți că îl dorești, îl poți iubi. Dumnezeu e o ființă iubibilă și Dumnezeu dorește să-L iubești cu toată ființa ta. Și când o faci, El te naște din sine. Care-i esența Evangheliei? Noi am crezut că esența Evangheliei e să cred că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele și că dacă cred în El, mă duc în cer. E adevărat că asta e la începutul Evangheliei în Corinteni 15. Ăsta e lucru care mi se cere să-l cred. Că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine în locul meu. E cel mai dulce lucru care îl pot auzi vreodată. Și că El a înviat și că stă la dreapta Tatălui. Dar încă asta nu e Evanghelia. Esența Evangheliei este că Dumnezeu este cea mai frumoasă ființă din univers și că El vrea să-L cunosc și cunoscându-L să-L doresc și să mă deschid Lui și să mă transform după chipul Lui.
De aceea când Domnul Iisus ne dă definiția vieții veșnice, care e viața veșnică? Să cred în Domnul Iisus? Să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Iată, asta e viața veșnică. Viața veșnică o primesc numai când îl cunosc pe Dumnezeu în felul acesta. I-am văzut frumusețea și m-am dăruit lui. Nu știu dacă v-am convins, dar mai am un argument. L-am mai folosit și acum îl aduc din nou aici. În Efeseni, capitolul 4, de la versetul 17, Pavel ne spune să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Și ne spune cum trăiesc păgânii. Nu-i nevoie să vă descriu eu cum trăiesc păgânii. Dar ce e important e să vedeți că Pavel imediat zice să nu trăiți așa pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos. Dacă, nu știu, dacă l-ați învățat cum trebuie. Pentru că dacă l-ați învățat pe Hristos cum trebuie, cine vi l-a predat, cine v-a învățat despre Hristos, de la cine ați învățat despre Hristos, trebuia să vă spună că atunci când vine El la voi, El vine cu trei scopuri. Unu, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare. Cel care ai trăit până acum după capul tău, după dorințele tale, după ideile tale, ăla trebuie să moară. Hristos când vine la tine, vine să te ucidă. Dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși. Doi, să vă noiți în duhul minții voastre. Când Domnul Iisus vine la tine, El vrea să-ți înnoiască felul de a gândi. Spiritul minții tale trebuie să fie altul, și anume, până acum gândeam unde mi-e mai bine, cum mi-e mai bine, ce să urmăresc aici. Când spiritul gândirii mele s-a schimbat, eu zic, ce așteaptă Dumnezeu acum de la mine? În situația asta, care e voia lui Dumnezeu pentru mine? S-a schimbat esența gândirii mele, pentru că am fost îndepărtat de Dumnezeu, a însemnat m-am dus de capul meu. Când mă întorc înapoi la Dumnezeu, renunț la capul meu, ca să mă bag sub capul Lui, să punem în felul ăsta. Renunț la voia mea ca să mă bag sub voia Lui. Și trei, Efeseni 4:24. Al treilea scop cu care vine Domnul Iisus la voi e să vă dezbrăcați de omul cel, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Dacă nu știi ce e chipul lui Dumnezeu, adaugă, de o dreptate și sfințenie date de adevăr. De ce vine Domnul Iisus la noi? Să ne îmbrăcăm în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Și iar revenim la ce spune Pavel la Corinteni. Esența Evangheliei este transformarea noastră după chipul lui Dumnezeu. Sau la ce spune Domnul Iisus în Evanghelia Împărăției. Esența e să vezi frumusețea lui Dumnezeu și cu toată ființa să zici, vreau să fiu și eu așa. Asta e Evanghelia. Hai să o pun așa. Cu vreo 2 sau 3 ani în urmă, când am înțeles eu prima dată lucrurile astea, mi-am cerut iertare la Cluj
de la biserică pentru cu felul cum am făcut până atunci evangelizarea. Pentru că am zis la evangelizare, numai atâta v-am spus. Uite-L pe Domnul Iisus pe cruce, crede în Domnul Iisus și te duci în cer. V-am dat numai un mic fragment din Evanghelie. Problema e ceea ce v-am dat, nu e incorrect, e corect. Dar nu v-am dat toată Evanghelia. V-am dat numai un fragment și v-am lăsat să credeți că aia-i totul. Aici a fost vina mea. Că am luat bucățica aia și am zis, ăsta-i tot. Acum am înțeles că adevărata evangelizare începe cu descrierea lui Dumnezeu. Adevărata evangelizare înseamnă să viu să vi-l descriu pe Dumnezeu atât de frumos, atât de minunat, să-i vezi de slava Lui, să-L vedeți pe Dumnezeu, pe chipul Domnului Iisus, să vedeți cât e de minunat Dumnezeu în Hristos. Și atunci, cu fața descoperită, să priviți frumusețea Domnului Iisus, slava lui Dumnezeu pe chipul Lui și cu toată ființa voastră să vă transformați în același chip cu al Lui treptat. Adevărata evangelizare însemnează să-L descriu pe Dumnezeu așa fel încât să-L dorești cu toată ființa și să zici, ori-L am, ori mor. E singura frumusețe pentru care merită să trăiesc. Și dacă trebuie să mor. Și numai când v-am descris frumusețea lui Dumnezeu așa și cât te-am făcut să o dorești așa, am făcut adevărata evangelizare. E adevărat că trebuie să vă spun și asta, fii atent, că tu ai fost sub diavolul, ai fost cu cea mai urâtă ființă din univers. El te-a dominat, până acum chipul lui l-ai purtat. Tot în tine-i răutate, tot în tine-i ură, dușmănie, tot în tine-i înșelăciune, mișelie, viclenie și retenie. Pentru că tu ești sub dominația ăluia care e cel mai urât și mai viclean și mai șiret. De la acela ești chemat să vii la cel mai minunat din lume. Numai că pentru a ieși de sub unul și a trece la celălalt, Fiul lui Dumnezeu trebuia să moară pe cruce, să te răscumpere din robia celui rău. Trecerea ta de la unul la celălalt nu se face fără crucea Domnului Iisus. Așadar, nu lăsăm crucea Domnului Iisus afară din evangelizare, Doamne ferește! Dar nu reducem totul asta. Pentru că noi trebuie să mergem mai departe și să spunem, iată la ce ne cheamă Dumnezeu, la frumusețea Lui, la dragostea Lui, la bunătatea Lui, la mila Lui, la capacitatea Lui de iertare, la capacitatea Lui de jertfire de sine. Astea le dorește El în tine și El zice, vino la ele. Și când le dorești pe astea, Dumnezeu te naște din sine. Aceasta este adevărata Evanghelie predicată de Apostolul Pavel și predicată de Domnul Iisus. Acum, întrebarea pentru tine. Tu vezi frumusețea aceasta lui Dumnezeu?
Te domină imaginea asta. Prin Evanghelia mea, spune Pavel, vreau să vezi frumusețea lui Dumnezeu pe fața lui Iisus. Și vreau să vii să dorești această frumusețe. Este în tine acum dorința asta? Haideți să plecăm capetele. Plecăm capetele așa cum stăm. Cea mai frumoasă ființă din univers are dorința asta să mă cunoști și să mă iubești cu toată mintea ta, cu toată inima ta, cu toată puterea ta. Vreau să mă cunoști, să mă iubești, să mi te dăruiești și să devii ca mine. Asta e Evanghelia. În clipele acestea, simți tu că vibrează toată ființa ta în tine și zici, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu, vreau să-L iubesc pe Dumnezeu, vreau să fiu umplut de Dumnezeu și vreau să fiu ca El. Frumusețea Lui să devină frumusețea mea. Și când mă duc de aici, să mă duc cu această bunătate în mine, să iubesc pe alții cum a iubit El pe mine, să dau la alții bunătatea pe care mi-a dat-o El. Vreau pe Dumnezeu în mine ca să mă transform după chipul Lui. Vreau, Doamne, e ceva în adâncul meu care răspunde și care zice, asta-i, după asta am tânjit. Ființa mea toată asta o dorea, pentru asta am fost făcut și acum văd unde aparțin. Te vreau, Doamne, te văd acum, îți văd frumusețea și te doresc. Totul în mine zice, vino, vino, Doamne, în mine. Umple-mă de tine, umple-mă de frumusețe, umple-mă de dragoste, de bunătate, umple-mă de Dumnezeu. Este cineva care niciodată nu l-a înțeles pe Dumnezeu și acum simte că trebuie să-i răspunde așa? Poate simți că trebuie să faci gestul acesta, să ridici o mână și să spui, acum și aici l-am văzut pe Dumnezeu și îl vreau în ființa mea. Și vreau să mă nască din sine. Ridică mâna sus și spune, eu sunt acela. Dacă nu e nimeni între aceștia, atunci cuvântul ăsta e pentru noi toți. Evanghelia aceasta e pentru noi, pentru că ni s-a spus pe care ați crezut-o și în care rămâneți, pe care o țineți. Doamne, am pășit pe calea Ta, am pășit pe calea cunoașterii Tale, am pășit pe calea devenirii
după chipul tău. Te iubesc, Dumnezeul meu. Tot în mine, zice, te vreau. Încă o dată umple-mă de tine. Încă o dată fă-mă mai asemenea ție. Și mulțumesc că nu încetezi să mă lucrezi în felul acesta. Slavă ție! Amin. Amin. Dacă corul poate să mai cânte o cântare spre slava Domnului.